sărbătoare mare, această mare sărbătoare, care o ținem la sfârșitul anului, în memoria celui care a fost și este și va rămâne pentru totdeauna, marele erou al poporului român, Avram Ion. Ca semn de cinstire, voi copilașii ați venit să-l colindați de fapt pe acest mare erou. Mulțumesc de la început dascălilor, părinților și vouă pentru strădania voastră, pentru ceea ce voi veți face astăzi pentru Avram Ion. Începem acest spectacol cu școala Andrei Șagur, unul din tribunii mari ai eroului național Avram Ion. Iată copilașii, fetițele sunt aici prezente, mergeți mai aproape un pic eventual să vă auziți mai bine, da? Și se ascultă pe ei cu două colinți. Care e legătura cu Crăișorul? Întotdeauna de sărbători, inima și de... Deci doar onoarea obișnuită pe care o dați dumneavoastră ca asociație cultural-patriotică. Da. Mulțumesc! Ca să facem într-un căper, dar e păcat să facem. Da. Aici e cel mai frumos. Mulțumesc! Este și zăpadă, copiii sunt încălziți bine. Și pe scaun cine șede, și pe scaun cine șede. Șede maica prea curată, cu fiul micuț în brață. Fiul zbeară și nu tace, fiul zbeară și nu tace. Măicuța n-are ce-i face, măicuța n-are ce-i face. Maica ți-o da, că ție maica ți-o da.
și firul baiului, care om-i păcătos, care om-i păcătos, care de pe punte jos, care de pe punte jos. Ăsta-i Rudolf, vine cu darul.